Ideea, deci acesta este, dacă e să vorbim despre procedura HIPEC, o chirurgie extrem de interesantă, incitantă, și sunt foarte fericit că am reușit să introducem această tehnică în România. Timp de 2 ani, între 2013-2015, am fost singurul centru din Europa de Est care făcea acest tip de proceduri și astăzi suntem în continuare cel mai important centru. Legat de carte, ideea cărții a apărut anul trecut, când am fost invitați împreună cu echipa completă la Târgu Mureș să facem o operație demonstrativă în cadrul unui workshop internațional de ginecologie oncologică. Începuturile acestei proceduri fiind legate de colaborarea cu dr. Mihai Căpână de la Târgu Mureș, cu natul nostru, care este și natul meu și fratele Andrei, care este și coautor al cărții. Și deci am fost invitat să facem o astfel de intervenție demonstrativă la Târgu Mureș. Acolo, în fața unui public extrem de numeros, format din medici specialiști și primari din toată țara, dar și colegii de la Institutul Semmelweis din Budapesta, am efectuat o astfel de intervenție și apoi am mai avut ocazia încă o dată să facem o astfel de intervenție tot la Târgu Mureș cu titlul umanitar și demonstrativ. Unul dintre profesorii din Iași, profesorul Ioanid, ne-a sugerat să facem împreună în tratatul dânsului de oncologie ginecologică un capitol dedicat HIPEC-ului, fiind la momentul ăsta încă o dată recunoscuți ca și lideri în țară pe acest tip de proceduri. Atunci am început să lucrăm la această carte, deci anul trecut, în martie, practic a fost lansată ideea că